și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Râd pentru că Ludmila o să vină imediat. Am fost la Pepco și e super fericită Ludmila. Am fost la Pepco și am făcut câteva mici cumpărături. Stați că o să vină și Casper. Am făcut câteva mici cumpărături și am zis să vi le arăt și vouă. Deja în magazin este plin cu decorațiuni de Crăciun. Haideți să vă arăt mai întâi. Nu este de la Pepco acest... Ia, hai să-l arătăm. Casper acum vrea să plece. Este plin de decorațiuni de Crăciun și am zis să vi le arăt și vouă. O să vă arăt mai încolo și dinozaurul. Este de la Penny. Este la promoție cu 17 lei, de fapt 18 lei. Lasă că-ți dau eu. Ludmila caută în plasă să vadă ce am mai cumpărat. Este la promoție cu 18 lei, o jucărie de pluș. De data aceasta am cumpărat dinozaurul. Vreau să-i cumpăr toate jucăriile de pluș care sunt acolo, pentru că sunt destul de ieftine, adică 18 lei mi se pare un deal bun. Haideți să vă arăt mai întâi ce am cumpărat de la Pepco. De fapt, ăsta nu l-am cumpărat de la Pepco, cred că tot de la Penny l-am cumpărat. Am cumpărat niște elastice de păr pe culorile astea de maro, crem și, da, maro închis, pentru că voiam niște elastice de păr pe culoarea părului meu și de aceea îmi trebuie neapărat, deci, astea două mi se potrivesc. Asta probabil că asta îi se potrivește Ludmilei, asta nu contează, eu dau tot Ludmilei. Pentru asta le-am cumpărat, pentru că îmi trebuiau niște elastice de păr, culoarea părului meu. Am cumpărat și niște globulețe pe gri. Casper a început deja să joace cu elasticele de păr, așa pe gri. Eu sincer vreau să le decorez. Mi-au plăcut acestea așa gravate, să zic. Deci pe globulețe am dat 10 lei. Mie mi se pare un preț destul de bun. Am mai cumpărat, mă tot uit la Casper ce face, niște fundițe din acestea sclipicioase cu 4 lei. O să vreau să le pun pe globulețe, am eu niște idei în cap, sper că îmi reușesc. Am mai cumpărat niște forme așa de Crăciun. Acestea sunt pentru prăjituri pe care am dat 5 lei, dar eu vreau să fac din plastelina aceea de se întărește, vreau să fac niște cercei crăciunistici. Dinozaur. Ia, hai să arătăm ce dinozaur avem noi, vrei? Și dinozaurul acesta l-am luat de la Penny și sunt mai mulți. Sunt mai mulți pe care îi vom lua pe toți, da? Pe toți. O să facă mami tot posibilul să ia pe toți. Da. Și acestea mai sunt bune și pentru pâine, nu numai pentru prăjiturele, să tăiem pâinea, să tăiem salam în diferite forme funny, pentru copil, salamul, cașcavalul, brânzica și toate răciturile. Le putem tăia, chiar putem tăia castraveții, morcovii, în tot felul de forme. Am mai găsit și această balerină albă cu o rochiță din puf, poate vă o vedeți mai bine, pe care am dat 5 lei. Am văzut și pe roz, cred că voi cumpăra și una pe roz. Cumpăr doar câte una dintr-un fel, da, pisica, câte una dintr-un fel, pentru că, v-am zis, am niște chestii în cap. Am mai găsit și această pasăre colibri. Dacă nu mă înșel, este așa rainbow, pe care am dat 5 lei. Îmi place foarte mult. Am mai cumpărat pentru Ludmila o pereche, da, mami, tati, o pereche de mănuși cu Mickey Mouse, pentru că știți, ea acum este pasionată de Mickey Mouse.
și am dat 7,50 lei. Bine, nu știu dacă atunci când se va face destul de frig, le va mai purta, adică îi va mai plăcea Mickey Mouse. Deocamdată îi place Mickey Mouse și i-am luat mânuși cu Mickey Mouse și o pereche de dresuri tot cu Mickey Mouse, pe care am dat 10 lei. Am mai cumpărat încă niște decorațiuni tip așa țurțuri la 8 lei 50, 4 țurțuri. Am mai cumpărat și așa o bandă din aceasta cu 4 lei, tot pentru bradul de Crăciun, dar eu vreau să fac, v-am zis, ceva cu globulețele, cum am făcut și anul trecut, poate reușesc și anul acesta. Și Ludmilei, pentru că începuse să îmi ia gențile, i-am cumpărat o gentuță. N-am găsit cu Mickey Mouse, din păcate, dar am găsit cu Bambi. Ia uite, mami, o gentuță! E gentuță! E gentuță! Ia uite, mami! Wow! Așa se poartă gentuță. Ia, pentru că începuse să-mi poarte gențile. Le proba într-o seară în oglindă și am zis că trebuie să iau și ei o gentuță. Cum este, mami, să ai gentuță? Da, este cu Bambi. I-a mai cumpărat și o mașinuță. Știți că ei plac mașinuțele. Mașinuțe. Da. Mașinuțe. Da, deja a luat-o și a plecat cu ea. Două dintre piesele de rezistență din acest haul sunt, deci am cumpărat destul de puține, sunt... Mașina. Ia uitați ce rochie superbă pentru Ludmila. Mașina. Ce este? Mașina. Mașina, da. Pe mașinuță parcă am dat 17 lei, am luat-o dintr-un magazin local, 38 se numește, sau meme mai nou. Da, este pisicuța cu ochii albaștri. Și pentru sărbători m-am gândit totuși de Crăciun această rochiță superbă, în verdele acesta superb. Cred că Daniela Roxana ar fi foarte încântată dacă ar avea ea o rochie așa și eu la fel. Suntem deja invidioase pe Ludmila, care rochia în culoarea pe care noi ne dorim. Ia uitați cât de frumoasă este. Abia aștept să o poarte. Este în mărimea 86 și am dat doar 27 de lei pe ea. Am mai găsit niște rochițe drăguțele, dar... Da, este o lebădă, dar niciuna nu este... nu era atât de spectaculoasă ca aceasta. Lebădă, mami, da? Lebădă. Lebădă. Și ultimul lucru pe care l-am luat. Și mașina. Și mașina, da. Pe care am dat 23 de lei. Știți că eu sunt pasionată de tușurile de ochi de la MUA. Îmi plac extraordinar de mult cele pe bază de apă și de data aceasta, nu știu dacă v-am zis, am dat 23 de lei, l-am luat pe cel verde, sta să-l deschid. Cred că se vede puțin mai deschis în realitate, în filmare este o tentă mai închis, nu știu dacă vă dați seama, da, când îl pun lângă se vede aproape culoarea lui... Mașina! Da, mașina! Și l-am luat pe cel verde. Mai am câteva de cumpărat și o să termin toată colecția cu tușuri de ochi pe bază de apă de la MUA. Ce este avantajos? Că nu se sparg dacă vă cad. Ați văzut, mi-a picat. Nu se sparge. Bine, nu este prima dată când îmi pică un tuș din acesta de ochi. Este teoretic praf, dar se pune apă termală în el și dai cu o pensulică și imediat se ia. Vedeți, nu se ia pe mână, că face așa, doar cu apă. Eu sunt foarte încântată și acum la ochi sunt făcută cu cel pe MOV. Sunt super încântată de ele, țin foarte bine.
și nu curg. Mie chiar îmi plac foarte mult. Asta a fost-o, dragii mei, pentru seara asta. Eu vă mulțumesc mult dacă ați urmărit până la capăt și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!